Doamna Ștefania Tudorache este, deși de regulă spun că prezentarea invitatului este pe burtiera aia care se plimbă acolo și spune ce este, simt nevoia să spun din dorința de a vă atrage atenția de la început că este șefa clinicii de obstetrică ginecologie și nu obstetrică, cum zice toată lumea și cum am zis și eu până când am avut curiozitatea pe la vreo 17-18 ani să și citesc ce scrie pe chestiile alea. Ce e obstetrica, ce e ginecologia, cum se diferențiază? Bună ziua ascultătorilor noastre, vreau să fac o mică corecție. Să știți care emoții ne-a spus dinainte, dar acum nu o să mai aibă, hai să ne depășim. Nu, vreau să fac o mică corecție. Medicul șef antitră pentru Clinica Obstetrică Ginecologie 1, unde activez eu, este domnul profesor Nicolae Cernea. Am preluat o parte din atribuțiile dumnealui, dar asta este la o realitate. La mine se trece de prieten. Ok, și la mine. Așa că știu și asta. Așa. Obstetrica este, ce se ocupă, este știința care se ocupă cu sarcina, cu tot ce este legat de sarcină, cu parcursul sarcinii, complicațiile sarcinii. Ginecologia e cu bolile. E cu bolile aparatului genital feminin. Bun. Știu că sunteți parte din niște proiecte, fiindcă până la urmă povestea lui Halat Alb este o poveste despre educația pe care o avem, care ne urmărește de-a lungul vieții și la care ne tot întoarcem în toate situațiile în care suntem puși. Aveam un zâmbet amar în reciprocitate în birou când ziceam că toată lumea se miră, vai, românii nu citesc, timp în care Uniunea Europeană și o mulțime de ONG-uri de acolo continuă să ne trimită periuțe de dinți și pastă de dinți ca și ajutoare în ideea că să rămânem noi pe citit și da, deocamdată să fim ușor mai spălați. Acum, hai să nu ne facem că lucrurile nu s-au mai schimbat, s-au mai schimbat. Dar educația e ceva care trebuie să aibă titlu de permanență. De aceea și suntem aici, față în față, pentru că, iată, în România se vorbește din ce în ce mai des despre mame tinere. Înainte, mamă tânără era ceva între 18 și 20 de ani. Acum sunt mame extrem de tinere. Cât ar suna de ciudat ceea ce spun. Se vorbește despre o mulțime de boli. Se vorbește până la urmă și cât ar părea de ciudat se întoarce chiar la ginecologie și traficul de ființe umane și faptul că ești presată și apoi șantajată pentru că ai ajuns într-o situație și nu, nici măcar n-ai știut ce ai pentru că erai foarte tânără. De aici încolo, cred că dumneavoastră trebuie să ne vorbiți. Să încep așa. Da, într-adevăr, am fost managerul unui proiect european, se numește POCU, Proiect Operațional Capital Uman, care a fost într-adevăr dezvoltat pe axa 4 de combaterea sărăciei și a incluziunii sociale. Da, am făcut parte dintr-un proiect care, din păcate, s-a ocupat prin indicatorii lui, s-a obligat să aibă grijă de o parte din pacientele din categoria de vulnerabilitate, așa se spune. Vulnerabilitate înseamnă de natură socială, zic. Da, exact. Adică persoane sărace. Persoanele foarte sărace, abuzate, la care needucate. Nu ajunge nici educația. Exact. Da, automat, aia e problema. Așa. Ele au fost ajutate de proiectul ăsta enorm. Vreau decât să spun că dacă nu făcea parte din viața mea proiectul ăsta, eu nu înțelegeam foarte multe lucruri despre unde ne aflăm în România cu privire la sarcină, adresabilitatea. Medicul trăiește într-un turn de filde și până când intră în contact cu lumea asta, hai să zicem, a treia, cât ar suna de peiorativ și de urt din partea mea, asta e adevărul. Adevărul nu prea e frumos de felul lui așa. Problema este că ele nu știu ce drepturi au. Nu știu. Și din păcate eu... Păi bun, dreptul de a merge la medic nu trebuie să-ți fie prezentat sau cultivat, deși asta reiese din ce spune. Că una peste alta nu există un drept de a merge la medic, nu? E dreptul tău să te duci și să-ți faci un control, e dreptul tău să-ți pui întrebări în primul rând. Da, dar sunt... Vorbeam de mămicile tinere. Ați auzit vreodată de o mămică tânără care afirmă: eu am vrut să mă duc la doctor, dar nu m-a primit la control pentru că eram atât de tânără. Trebuia să vină mama și tata și mama și tata nu sunt în țară. Deci, wow. Sunt atât de crude mămicile astea și vorbim de mămici de 12, 13, bun, 15 ani. Există o regulă de asta? Da, nu e normal. Cu adevărat. La 12 ani. Există o regulă de asta să trăiască, să o primești cu părinții? Da. Deci este tutorele legal. Nu este părintele, este un alt tutore. De ce e nevoie să meargă părinții?
Înțeleg că e vorba de un minor. Pentru că de câte ori desfășurăm acte medicale asupra unui minor, trebuie să-și asume cineva responsabilitatea că a înțeles ce s-a oferit. Poate oferim o manevră invazivă, poate oferim o ecografie, poate trebuie să facă analize. În principiu, minorul... Poate propui da, să facă un avort și chiar dacă explici implicațiile, nu le poate înțelege cu mintea unui adult. Nu ai dreptul nici măcar să o examinezi. Pua. Dacă este minoră și nu este însoțită de un adult care să își asume responsabilitatea. Până alta. La urmă este normal. Da. În paranteză fie spus, în obstetrică, în general, legislația este că la 16 ani devin responsabile și au responsabile dreptul la discernământ. Și a dat nașterea unui copil. Da, da, da. Nu, păi 18, bun, 12, nu 18, ci 16. De la 12 până la 16 ani mai e sunt niște ani. Și, da. Bun, eu știu că acum femeile, e adevărat, puteți să-mi confirmați, știu că acum femeile au început să devină femei mult mai devreme decât din păcate, se întâmpla. Da. Adică înseamnă că apariția ciclului se petrece la vârste foarte, foarte corect. Nici măcar tinere, că nu poți da, să zici că sunt tinere niște copii. Femei, dar tot femei copii sunt în momentul femei ăla, sunt niște copii femei de 10-11 da, ani. Așa se întâmplă. Este demonstrat științific, da, se numește fenomen de accelerație. Toată translatarea asta a pubertății la vârste mai mici, se pare că este încălzirea globală o parte și din... Și este un efect al? Al încălzirii globale. Se pare că acolo este rădăcina acestei maturizări mai rapide, care este într-o completă discordanță cu maturizarea socială. Adică păi da, ea devine fiu, sexual activă da, și exact, îmi permite hormonologia să fiu și aș putea maturitatea fi mamă da, la 10-11 ani, dar asta nu înseamnă că am habar despre exact, ce înseamnă... Sau că mă aș putea întreține singură, ca să nu mai vorbesc să întrețin un alt om, păi adică nu, un da, omuleț. Asta e marea problemă a românilor știți, că, și mai ales a bărbaților. Că bărbații au și ei partea lor de vină suficient de mare. Dacă nu, cumva în toate vine la jumătate. De regulă, bărbații sunt și de vârstă mai mare când da, întrețin da, o relație da, sexuală, că asta așa e, nu știu, în așa general, e peste tot da, în lume, nu e nimic special. Da. Și cu atât mai mult ar trebui să știe mai multe. Dar acum, dacă te raportezi la 10 ani ai presupusei femei, un bărbat ceva mai mare poate avea 12-13 ori, ăla nu cred că e un bărbat în egală măsură. Pe de altă parte, și mă gândeam acum la ce înseamnă să mai crești pe cineva, să mai întreții pe cineva, să călăuzești un om în viață până la urmă, că nu da, contează dacă mănâncă icre negre sau salam cu soia. E bună, că acum se recomandă, înainte nu era. Nu e un exemplu bun. Dar... știți că bărbații, dacă îi întrebi, mai ales, na, o să o spun la nebunie, că e vorba de educație, dacă întrebi un bărbat ce înseamnă planning-ul familial, el de regulă spune, ce, bă, 7 zile înainte, 7 zile după, mâncă așa. Mă, 7 zile, asta știu și câinii, cu scuzele de rigoare pentru expresie. Planning-ul familial înseamnă asumare. Asumare în totalitate a femeii de lângă tine. Ai, ai. Cu tot, că știți că toată lumea râde când zici, bă, o femeie vine la ofertă, vine și cu maică sa, vine și cu tasul și cu bunicii ei care sunt bolnavi, mai duci pe la spital, cu toate mofturile ei de la menopauză, iată unde ajunsărăm, deci nu prea putem vorbi, cam de la, bun, legal de la 16 ani, de la ce vârstă o femeie e o femeie, după părerea ginecologului? După părerea mea, o femeie este o femeie la 18 ani, cel mai devreme. Dacă e să mă întreb care e vârsta cea mai potrivită pentru a face primul copil, e cu tot o altă cifră. Și dar până este la ce o femeie. E vârsta potrivită? Până la ce vârstă? Din punctul meu de vedere, oricând, aici nu există limită de sus. Știți, că noi, știți că noi am avut o discuție anterioară acestea și vă spuneam cu Nicu Cernea, cu Nicolae, cu profesorul Nicolae Cernea, că nici nu știu cum să zic, că mă fură prietenia cu el și nemaipomenita apropiere, care a zis dumneavoastră mea, când avea 26 de ani, băi, Știrbo, să știi că e cam târziu. Și ziceam că înainte la țară lumea, că nici nu știi cum să vezi cum era bine, cum e bine, cum e rău. Fetele se măritau de mici. Dar erau, să nu mi-o băgați pe aia, contează ce mâncau. Mi-o băgați pe aia? Nu, contează? Nu, nu. Că iată și acum cu încălzirea globală. Vă cu... Toate extremele sunt proaste, din punctul meu de vedere. Absolut. Da? Și sub 16, și sub 18, și peste 38. Recunosc, dar totuși, schimbarea este ca respirația. Deci trebuie să accept schimbarea ca să
trăiești. Și atunci generațiile despre care vorbeați dumneavoastră s-au schimbat. Este cu tot o altă percepție, este cu tot o altă privire asupra maternității. Și de asta am spus că limita de sus nu ar trebui să existe. Asupra maternității ca responsabilitate și responsabilizare, da, sau asupra, adică, maternității în general? Nu poți să culpabilizezi o femeie care are 40, 42, 43 de ani și își dorește primul copil. Păi nu, de asta nu, am spus aici să e nu... foarte clar. Bun, sus, ca să nu mai vorbim că vine după oprim. Niște eforturi. Nu, în sus, da, nu. Exact. Mă gândesc că dacă ajungi la 40 de ani, ai mai încercat până atunci. Jos e nenorocirea. Jos e nenorocirea și eu continui. La fiecare pacientă care este, să zicem, la o vârstă la care eu consider că educația este importantă, vorbesc în practica mea de clinician și la spital și la cabinet, și o privesc ca pe copilul meu, fete de astea, 18, 20, 22, 24, care sunt educabile încă, tot timpul le explic asta, că o femeie normală, într-o viață, n-are decât trei opțiuni. Ori face copil după copil sau chiuretaj după chiuretaj sau întrerupere după întrerupere, ceea ce înseamnă că ai niște probleme grave. Adică o... lasă, deci la... Deci sacină după sacină nu e ok. Întreruperile. Da, bineînțeles. Așa, sau la cerere. Trebuie să privim. Este și asta o realitate. Din păcate, da, România nu este... Nu sunt împotriva. Nici nu știu dacă să fiu împotriva. Sau, până la urmă, nici nu știți unde v-ați plasa. Da, exact. Nu știi dacă, să da. Spui dacă e bine sau rău. Știi că ești pe aia cu Dumnezeu. Dom'le, iei viața cuiva. Dom'le, dar și viața ta. E foarte greu de a avea discernământ și foarte exact. Bine, asta e valabil în toate lucrurile este lumii. Este o problemă, da, este o problemă atât de vastă încât nu cred că o rezolvăm noi până la prânz. Pentru sau împotriva avortului? Întreruperilor la cerere. Despre asta vorbim, de întreruperea de sarcină la cerere. Sunteți pentru? Da, consider că este bine să rămână un drept al umanității. Credeți că sunteți pentru că sunteți femeie? Cred că tot ce e în capul meu depinde de faptul că sunt femeie. Păi, inclusiv da. Această opinie, inclusiv această poziție. E greu din punct de vedere al medicului? Să iei o decizie sau să practic treaba asta? Trebuie să mărturisesc acum dacă m-ați declanșat. Eu nu practic asta. Wow. Da? Sunt de acord cu doamnele respective, nu le judec. Dar am renunțat de foarte multe decenii, practic imediat după ce am terminat curba de învățare, am înțeles și am refuzat. Din fericire pentru mine, în România am dreptul să refuz. În alte țări nu există acest drept? Nu. Adică ești medic și vrea să facă o întrerupere de sarcină? Absolut, îți faci, ești în fișa postului, este așa? Aici ai dreptul să refuzi un astfel păi, de... bun, adică îi acordăm libertăți pacientei da. Care vine din acest punct de vedere, dar medicului nu. Admit, da, păi cam nu, da. Nu e ok. Adică da, totuși și eu, România... ca medic, trebuie să pot să refuz. Dar iată că România mai are și putem. Câte o buclă de asta bună. Avem dreptul ăsta, da. Și din să termin așa, ideea. Așa. Spuneam că le duc pe fetele tinere să aibă grijă de ele. Sunt o piatră prețioasă. Eu, dacă eu nu mă apăr, nimeni nu mă apără. Poate nu, iubitul meu e un om deștept, frumos, cu minte, înțelegător, mă iubește, dar dacă nu mă apăr eu, nu mă apără nimeni. Adică, ori fac sarcină după sarcină, cum spuneam, ori fac abstinență sexuală, ceea ce nici asta nu este ok, adică sunt tot pe o pantă anormală, păi nu, clar, ori sunt activă sexual, dar previn o sarcină nedorită. Asta este asta înțelepciunea. Urma. Da. Asta urma. Vă rog. Cui credeți că se adresează? Știți, asta e o altă problemă de dezbătut în continuu și care e în dezbatere mereu când ai un partener de sex. Fiecare crede că celălalt ar trebui să prevină sarcina. Nu. În sarcina cui e sarcina? Aici nu am decât o poziție. Femeia. Doar a mea, femeia. Absolut. Da, până la urmă eu sunt cea care suferă, eu sunt care cu bun. Are partenerul datoria de a înțelege. Asta e logic. Dar de a face și... Adică recomandați ca bărbatul să poarte un prezervativ sau ca femeia să ia niște pastile? Spune pastilele la ceva? Da. Ele pastilele... nu fac și rău? Ca orice, nu, că dacă luăm 10 pe zi știu răspunsul. Da. Doamne iartă-mă, nu pot să ții așa. Nu. Hai să spun cum gândesc eu. În primul rând că la vârsta tânără, orice vârstă sub 30 de ani, the condom is the king. Da? Adică da, este mai câtă așa, vreme... din toate exact. Punctele de vedere, de exact. La PTS-uri, prevenția... bolile cu transmitere exact. Sexuală și așa exact. Mai departe. Am zis că poate nu știi toată lumea, să nu vorbesc și eu ca medici. Da. Așa. Până la da. Ultimul efect. Dar într-o relație matură, solidă,
calmă, de oameni... Pe termen lung. Așa, care dorm în același pat. Da. Avem un commitment, adică un fel de dăruire. Păi și nu, așa. Nu, e suficient de respect reciproc la un moment dat. Adică stai, bă, ce vrem de la noi? Anticoncepția orală este cea mai bună metodă de prevenire a unei sarcini nedorite dacă tu ai încredere în relația ta, dacă e o relație bună, solidă, la o femeie tânără fără nicio patologie. Adică femeia tânără, candidata ideală pentru anticoncepție orală hormonală, care este minunată, este să fie tânără, să nu aibă varice, să nu aibă probleme la ficat, să nu aibă antecedente familiale de diabet, de mari hipertensive, de cancere epiteliale. Deci, femeia tânără sănătoasă, anticoncepția orală este perfectă. E foarte puțin populară în România. Vreau să vă spun că spun că sunt șocată tot timpul, zi de zi, la cabinet și la spital. În România, 95-96, la un moment dat chiar am făcut niște cifre că m-a indignat treaba asta, din populația feminină folosește metoda retragerii, da? Sau metoda coitului întrerupt. Asta e o metodă atât de slabă încât o mare parte dintre multe ele... elemente de risc. Foarte multe. E greu de controlat și pe parcursul. Da, poți să rămâi însărcinată cu preejaculat. Nu mai spun de boli, nu mai spun de... Deci asta este la noi regula. Bun, dar să zicem nu știu că partenerul este unul stabil. Să zicem nu că... Nu vorbim despre sex ocazional, aia ar fi chiar culmea, să n-ai un prezervativ în geantă și respectiv un portofel. Că e chiar, pare cea mai mare tâmpenie. Și da, știu. Da, din păcate. Ar fi ideal. Da. Lucram la BBC, la World Service și aproape în toate puburile la baie existau dozatoare. Adică te-ai întâlnit acolo și ți-a venit o idee fericită, uite-te aici. Da. Deci măcar atât. Bun. Asta e o problemă care depinde de foarte mulți factori de decizie. Suntem, da, da, oleu. De la politică, la bani, la... Educația nu ne trebuie numai nouă. Da, sus. Ați spus-o dumneavoastră, eu nu sunt vinovată. Are o circulație în reciprocitate, adică bun, pleacă dinspre noi, dar să vină și dinspre voi. Mâncava șochii, că dacă voi nu ne ajutați, că toată lumea se miră, vai, copiii din rural nu prea învață carte, dumne, copiii din rural deocamdată fac pipi pe undeva, pe la mama dreacu, unde se duc în frig și mai trebuie să țină și de ușă, mai ales fetele cu o mână, timp în care că la fete e mai incomod din punct de vedere al derulării acestei activități. Bun, dar suntem la mituri sau presupuse mituri. Ai un partener stabil, nu vrei să rămâi însărcinată, nu vrea nici el, nu intenționezi să faci un copil. E important ca ejacularea să se producă înăuntru? Folosește la ceea ce spuneau bătrânii noștri, dom'le, e bine să fie acolo, să faci, hrănește uterul, ăștia sunt tâmpenii sau nu sunt? Sunt tâmpenii, iertați-mă, am repetat, la pacienta activă hormonal, adică până când atinge, la populația caucaziană, în zona asta geografică, vârsta ideală pentru a intra în menopauză e 40-50-52. Deci până când ajungi în menopauză, deci aceasta vreme este o... menstruație, exact, e în folosul pentru că ei, are deci nu este necesar. Da, plasma seminală nu e necesar, nu întinerește nimic, nu întreține nimic, asta nu face nimic. Asta zic, nu folosește dar nimic. Dar tot lucrul ăsta se schimbă când intrăm în menopauză. Într-adevăr. Apoi folosește. Da, pentru că nu știu dacă avem voie sau cât o să tăiați după aceea. Nu tăiem nimic. Noi suntem tot sistemul, suntem hormonodependente. Tot. Fețișoară, ten, glas, sânii, ce vreți dumneavoastră. Tot. Este așa, funcționăm ciclic. Ovulăm, menstruăm, ovulăm, menstruăm. Până la menopauză. Ei, din toate organele noastre, care toate sunt hormonodependente, vaginul este unul dintre cele mai... Vaginul, însemnând cu tot ce îl înconjoară, adică uretra, vezica urinară, poate ați auzit de femei care au incontinențe urinare, care se accentuează după ce intrăm în menopauză. Ok, deci stabilind odată că suntem hormonodependente, în momentul în care am intrat pe declinul acesta de funcție hormonală, plasma seminală chiar ne ajută. În sensul, pentru a întreține nutriția local. Pentru că plasma seminală chiar conține estrogeni, oligoelemente, fructoză, factori de hrănire. De ce un mit? Că până când până la menopauză e folosește un minus. La ceva. Nu folosește absolut la nimic. Decât să rămâi însărcinată și să fie un act sexual mai plăcut. Bine, Dumnezeu, pentru pare anumite să lăsa lucrurile înțelept. Corect. Deci da, când să faci copii, le faci atâta timp cât ai menstruație, logic. Deci ar folosi și
Nici nu știu dacă să-i zic inseminare, că sună ca, Doamne iartă-mă, așa. Da, așa, să zicem, eliberarea de plasmă seminală. Da. Așa, după aia nu mai folosește decât din punct de vedere al sănătății. Afectează pe bărbat, îl afectează? Metoda retragerii, adică coitus interruptus, da. Se pare că da. Deci adică, cam toate publicațiile sunt că acest lucru este nefiziologic. Da, și că una peste alta, influențează și prostata și veziculele seminale și alte lucruri. Cumva că nu este ok pentru el, pe termen lung. Vorbim de decenii. A, eu, deci e prea târziu. N-ar mai avea importanță. Dacă tu sunteți aici și vorbim, uite și ce bine că vorbim de toate și vorbim liber și deschis, e o minune. Am cunoscut radio public din multe puncte de vedere și multe etape ale vieții. Acum 30 de ani, cred că plecam amândoi bătuți de aici. Așa e. Da. Eu am trăit pe vremea... Știu că urologii sunt cei care se ocupă de bărbați, da, nu? Da. Dar asta nu înseamnă că nu știți despre ce vorbim. Încerc să nu-mi depășesc domeniul de expertiză, dar sunt lucruri pe care le-am... Da, lași senzația că ești tâmpit și vorbeai cu un ginecolog, ai întrebat cum funcționează bărbații. Da. Există o recomandare de fiecare parte, că de-aia pregăteam terenul, adică... Așa, urolog, ginecolog? Da, o recomandare de bază în ceea ce privește viața sexuală. Astfel încât să... Adică, toată lumea zice, bă, bărbații sunt activi atât cât îi ajută capul. Bine, cât te ajută capul, ești sănătos și la ficat. De asemenea, la femei nu se pune problema, nu? Pentru că numărul de ovule este predestinat. Vii cu setul ăla și la revedere. Atâtea menstruații ai. Da. Ceea ce este mai un departe, număr finit, așa pe, este. Da. Te naști cu două buzunare plinuțe și cheltuiești câte un bănuț din fiecare buzunar în fiecare lună. Pe de altă parte, este și celebra, care face parte din educație și e gravă, cum că orgasmul feminin are legătură cu menstruația. Nu are nicio legătură. Nu. Bineînțeles că nu are. Păi dacă o spun eu, dau un ginecolog. Da. Nu are chiar nicio legătură. Există vreo recomandare în privința prelungirii vieții sexuale de o parte și de cealaltă? Am văzut că acum se fac și injecții care să-ți lungească menstruația în ideea că aceasta te-ar menține mult mai tânără, mult mai în viață. Sigur că te menține mai în viață, dar toate sunt la rostul lor și la rândul lor. Adică mă întorc la cele două buzunare. Bă, dacă atâta e vorba lui Moromete, de ce să suplimentăm? Să suplimentăm de câte ori buzunarele astea sunt nedrept de sărace. Da? Adică atunci când o femeie adică la 35 se de ani exact. De la menopauză, când pardon, se naște cu un exact. Noi trebuie să o ajutăm pentru că mai spun revin. Se face. Da, absolut. Da, despre toată România vorbim cu condiția ca pacienta să se prezinte. Deci mă întorc la dependența noastră de hormoni și atunci spun că dacă lași o femeie fără menstre la 36 de ani, oasele ei la 50 vor arăta de 65. Ce și atunci sunt? Pentru orice. Ce trebuie să mă determine să mă îngrijorez în privința stării mele de sănătate din punct de vedere ginecologic? Nu ale mele, nu zâmbiți. Ce ar trebui să mă îngrijoreze ca femeie? Adică am o menstruație care vine neregulat. Că foarte multă lume zice, bă, ai nodul pe sânii că nu faci sex. E o altă cutumă care umblă pe stradă. Da. Sunt prostii. Da. Sigur că sunt prostii, că de-aia întreb, că dacă lucruri super știute de toată lumea, n-avem să ne mai discutăm. Da. Aș spune că nu trebuie să te îngrijoreze nimic și că ești perfectă. Periodic. Nu te doare nimic, nu te ține, nu te... Dar nimic. Dar la doctor. Odată la 3 ani, între ce vârste? Între orice vârstă ai devenit tu sexual activă și respectiv menopauză. Bun. E foarte clară delimitarea cu sexual activă, pentru că mie vine menstruația la 10 ani, la 11 ani. Într-o lume normală ar trebui să nu fie atrasă. Eu mă alergizez la virginele care vin la control, scuze, de asta am menționat. Indiferent de vârsta la care devine sexual activă, 13-23, cam de acolo trebuie să înceapă periodic controlele. Adică ești o femeie normală, ai menstruație, dar faptul că începi viața sexuală la 30 de ani, înseamnă că de acolo încolo trebuie să... De acolo încolo, da. De ce influențează viața sexuală atât de mult o femeie?
Pentru că sunteți hormonale, am înțeles. De ce e important? De ce până atunci nu e nevoie să... Nu e nevoie, da. Aici pot să răspund, pentru că, de fapt, asta e o opinie personală, nu rezultă din cercetare științifică, dar efectul unor decenii, da, de experiență. În general, fetițele tinere care încă nu au devenit sexual active nu au boli ginecologice. Păi nici nu prea o dăm... Noi suntem măgari, fie vorba... Într-adevăr, bolile degenerative și toate problemele, fibroame, polip, tumori, chiste, endometrioză, cam toate se dezvoltă după 30-35 de ani și bolile cu transmitere sexuală, chiar dacă nu sunt boli veneriene, deci nu sunt niște boli rușinoase, vin într-adevăr odată cu contactul sexual. Și aici aș vrea să revin la o treabă... Că așa e clasicul ăsta, cum îi zice, Trichomonas. Da, dar aș spune că el n-are nicio importanță, este un parazit oarecare care n-are nicio treabă. Da, toată lumea, știți, înainte când eram noi foarte tineri, toată lumea suspecta, știi? Păi l-a luat de undeva, frate, nu. Nu e necesar. Dumnezeu, o strângere de mână e suficientă. Nu e necesară o poluare sexuală ca să ai boli de felul ăsta, dar aici cred că cel mai bine și de asta revin asupra celor 3 ani. Nu știu, în România eu așa mi se pare mie, nu am făcut cu adevărat o cercetare aici, dar așa mi se pare mie, din toate pacientele pe care le văd la spital și la cabinet, sunt doar de 2 categorii. Parcă mediana nu e niciunde. Ori vin de 2 ori pe an, la fiecare 6 luni, fac Papa Nicolau, fac nu știu ce, fac nu știu ce. Exact, adică e ca și cum și-ar cumpăra niște liniște. Ăstea sunt supraeducatele, supragrijulile, supra nu știu ce. Și da. De asta merge. Și pe cealaltă, înțelegeți, în cealaltă extremă... Sunt ăla care vin odată la 7 ani și că se simt rău sau că nu li se mai oprește ciclu. Când ați fost ultima la doctor? Păi când am născut. Și câți ani are copilul dumneavoastră? 28. 28. Da. Nu reușești să, că de asta revin asupra acestei cifre, 2-3 ani, nu mă doare nimic, nu mă ține nimic, am menstruații regulate, nu sângerez rău, nu am nicio problemă, dar mă duc să fac un check-up. De ce? Pentru că la noi în ginecologie, că vorbim de boli acum, nu de obstetrică, este frica păzește via. Știți? Da. Adică trebuie să te duci, că nu te doare, pentru că toate lucrurile severe nu dor. Da. Nu dor. Da, da, da. Și când le descoperim, când este mult prea târziu. Nu da. Prea mai contează. Nu mai ai un spectru foarte mic. Există care să fie preponderent? Da. O boală cu care sunt bolile cu transmitere sexuală cel mai des întâlnite în meseria noastră? Nu există plan B, cum ar veni. Nu, răspund, nu există alt răspuns decât unul. Și anume, infecția cu, ca să nu spun în engleză, este virusul papiloma uman, HPV. Aceea este cea mai frecventă infecție. Sunt 14 milioane de proiecte de toate felurile și poți să te duci gratuit să faci de toate acum, inclusiv mai ales la vaccinare. Da, și cu toate astea, e transmisibil, noi... nu? Se da, este se o boală cu transmisie sexuală, da. Simplu. Dar, iarăși... Purtătorii sunt masculi? E toată lumea. Sunt toată lumea. Miliarde de bărbați, miliarde de femei. Este ceea ce noi numim o infecție omniprezentă. Nu, nu e o problemă cu om. Nu, problemă... Eu nu asta întreb. Cum ajunge la mine? De cele mai multe ori pe cale sexuală, dar ca să răspund, știți că... De undeva a început. Se spune că minciuna prin omisiune e tot minciună. Da. Adică dacă spui jumătate de adevăr, da. Pe cale sexuală, este cea mai mare parte a transmisiei. Dar există și aceste fomite, se numesc, adică obiectele medicale. Un medic, care nu vorbesc de România, care are pe aceeași masă de examinare colposcopul cu care ne uităm la col, e un microscop, da? Și examinarea cu ecografie transvaginală și prezervativele pe care le folosește și mânușile pe care... Poate deci nu le schimbă. Le mută de la un din păcate, da. Cea mai îngrozitoare fomită pe care eu am o boală, mi-e rușine. Un obiect care poate să slujească ca gazdă și transmițător a tuturor obiectelor. Cea mai îngrozitoare fomită după mine exact. Da. Handlers. Da, absolut la... Da. Și dacă vă gândiți la spitalele de stat... Aoleu, de aia să ne gândim noi la asistente și la doctori. Și dacă cum îi vedem noi dimineața când stăm la semafor, cum pleacă ei la covrigi, în hainele în care intră în saloane și în papuci în care intră și
toată lumea zice, bă, păi noi suntem aici, bă, voi sunteți aici, dar voi intrați în toate salonele. Dar pe noi ne ceartă că noi mergem într-un salon la un pacient, în orarul de vizită. Păi, frate, eu cred că expunerea la risc e mai... Eu fac mai puțin rău că mă duc la tata și tata sărac, o stă într-un patașa, nici nu dai mâna cu el, că ai văzut că mai e și câte unul de la bătrân cu gura într-o parte și, bă, și dacă îl mângâi și dacă nu îl mângâi, nici nu știi dacă îi dai microbii. În schimb, tot personalul medical se vântură în toate direcțiile. Să mă ierte Dumnezeu, ambulanțele. Da. Dezinfectate pe rotițe, ați auzit povestea asta occidentală, ar trebui să treacă prin tot felul de, la fiecare cursă să dea un spray automat. Nu cred că suntem numai noi, dar într-adevăr ar trebui să existe protocoale și condiții de implementare. Doamne, ori mai fi. Sunt protocoale, sunt proceduri, sunt ce înseamnă de educație afirară, dracu să fie. Da, din păcate. Păi da. Dacă tu nu ești educat să respecti procedurile, că nu vreau să cred că în vreun spital vine directorul și zice dimineața, băi, toată lumea la covrigi în ăștia cu care intrați în sala de operație, cu papucii și colea și aveți și-o rapid acasă, da, e ok, fetelor, nicio problemă. Nu pot să spună cineva. Toată lumea zice, bă, respectați regulile. Că e în folosul și... Asta nu înțeleg, de fapt, cadrele medicale care fac asta. Că nu există, în spital, nu există nimic în beneficiul numai al cuiva. Toate beneficiile sunt în reciprocitate. Da. Atunci, și pacientul are și... Pandemia asta a fost minunată. Scuzați-mă. Pentru, deci... pentru o idee adus minte. Pentru... Eu sunt foarte mândră că am fost contemporană cu pandemia asta. Dom'le, una peste alta mi se pare o istorie drăguță în spate, că dacă ne uităm așa de când ne-am născut, slavă Dumnezeu, am prins de toate. De toate, da. Și dictatură și libertate. Și... Măcar atâta. Da, măcar să nu măcar experimentăm și război. Să-l credem de la alții. Ha? Eu cred că pandemia asta nu ne-a pus măști. Eu am impresia că ni le-a dat jos tuturor. Da, da, dar da. Noi acum, fraieri, după ce a trecut pandemia, ni le pune la loc. Păi, da, bine. Deci, acum, până cum, acum, okay, apropo, și cu chestia până asta, acum, e în continuare lume care mai pune, e o chestie de educație sau nu? Cum e? După părerea, este minunat faptul, până n-a fost pandemia, în România eu n-am văzut un om răcit care să se prezinte în public oriunde, în autobuz, în doctor, la spital, da, undeva, da, acum a început să cu apară, nu, mască, nu, da? În China sunt niște decenii acolo de vreau când... să ajung. Nevastă mea în 1995 lucra în Seul. Și când a venit acasă a zis, bă, mă, vă știu că acolo nu strănută nimeni. Da. Nu strănută băieții, da. Nu s-a pus, sănătate, moartea da, românilor. Da. Toată lumea avea, da, avea mai suplici mucii, cum se face da. Cu eleganță și rafinament, dai da. Cu ei de asfalt. Dar până a venit pandemia nu era, acum e. Da. Acum toți oamenii care sunt răciți și se duc în... Ar trebui da. Să te când... lumineze un pic așa, indiferent da. De domeniu. Dar noi să nu fugim de la ale noastre, de la fetele noastre mici. Ce facem să nu mai fie mame extrem de tinere? Nu putem face nimic, sincer. Dar vorba lui Maica Tereza, nu poți să faci o minune pentru toți oamenii de pe pământ, dar poți să faci pentru unul, doi, trei. Corect. Așa obișnuiesc eu să zică. Dacă eu mă îngrijesc grădina, poate vede vecinul meu da, și o îngrijește da. Și el. Poate vede și el ăla. Și, măcar de ciudă. Da, din orice rațiune. Ciudă, da, invidia. Da. Cum ce fumi are ăla? Știi, aveți două fete. Și ce dacă are, totuși... doamna doctor? Mulți și frumoși. Dacă toți am face, poate dintr-o dată strada arată altfel. Mentalitatea, doamnă. Da. Educația. De-aia ies cadrele didactice în hainele. Eu nu... Cadrele didactice, cadrele medicale. Medicale. Am înțeles. Ies din spital. Tot educație e și acolo. Că să știți că doctorii mari, pe doctorii mari nu i-am văzut ieșind așa. Știți cum este? Îmi pare rău că spun. Spuneți adevărul. Iarăși revin. Poate mai tăiem după aia. Nu. Eu chiar cred. Din păcate sunt foarte bătrână. Am niște deceni în picioare și în spitalul ăsta și în mai multe alte spitale din Europa. Deci, din păcate, oamenii nu reacționează. Sunt exact ca maimuțele. Îmi pare rău că spun asta și știu asta de la mine. Deci eu sunt de exemplu. Numai nuielușa și bănănuța. La noi nuielușa nu e nuielușa, este hai să-i atingem la buzunare. Deci dacă totul e cu bani. Să nu vă imaginați că în partea de altă lucrurile funcționează altfel. Nu, peste tot, păi da, să spun. Peste tot, nu cum. Am spus toți oamenii, eu am văzut toți oamenii. Asta când în 1997, repet, lucram la BBC la World Service și m-am dus acolo, nu vreau să terminăm și mai lasă-ne în pace. Trebuie să stau mai aproape? Așa, păi zi. Deci și am stat aproape. M-am dus, bine, campion. M-am dus acolo în condițiile în care în România nu știu, ba cred că aveam
telefon mobil în 97, ceea ce era, oricum era o minune. 97, aveam, da, rar. Nu apăruseră supermarketurile. Da, am găsit o fifi pentru prima oară. Deci vă dați seama când am ajuns eu pe Oxford Street, cum, dumne, eram exact cum mi-aduc aminte de Nerucica Albanezu, da. Actorul de la Național, când s-a întors din Statele Unite și mi-a zis, bă, ducule, bă, ce, când am văzut un zgârie în nori, am vrut și eu să văd cât de înalt e și m-am uitat la el așa până am căzut în cur. Bă, ce, nu, n-am crezut că e ceva care nu se mai termină. Așa este. Și eu în 2008 am fost în Chicago, atunci m-au năucit skyscraper-ul. Nu știu, băi, frate, când dracu au făcut ăștia și cum au făcut ce au făcut. Bun. Și la Westminster, trainerul nostru era italian, ne-a dus să vedem, bă, uite, cam asta e zona, că acolo e frumos în Parlament, îți iei bilet și asiști la lucrări. La Camera Comunelor, pardon, adică nu... cu bun simț, n-ai ce să cauți unde sunt ăia adevărați, că nu ți se adresează, nu, să ducă toate deștea, maimuțe deștea ca mine, știți, ce mai faceți, mă, lorzilor, știi, că numai aia n-ar trebui să le mai zici. Și la un moment dat am văzut că una dintre chestiile care m-a marcat e că polițistele erau așa, niște fete cam așa. Micuțe, da. Micuțe, slăbuțe, și că la un moment dat una a făcut un semn așa, pe stradă, băi, frate, și era un ăla gen wrestler, așa. S-a pus în genunchi imediat și a pus mie la spate. Și ne-a zis ăsta italianului, băi, vreau să-i prost rău. Nu, voi sunteți români. Ăsta nu e prost, voi sunteți români. Și zic, de ce acceptă chestia asta? Pentru că tipa are pe umăr o chestie pe care o activează la 15 minute, în al 16-lea minut, dacă ea nu activează, o activează din centrală cineva ce s-a întâmplat. A, e ok, îmi luăm cofrici, se mai întâmplă. Și noi îl întrebăm, bă, de ce nu se împotrivește, de ce nu fuge? Și ok, o să vedeți în câteva secunde ce nu fuge. Imediat vine o mașină, din care coboară niște ăia de vreo 3 ori mai mari decât ăla de pe jos, care au pe ei tot ce s-a inventat. Și poartă degajată așa băieții, adică să nu cred că nu știu ce să facă cu ele sau că le-ar fi greu. Motiv pentru care eu înțeles. Și a doua chestie pe care am văzut-o la Westminster, mergea cineva așa, să dea Dumnezeu să nu fi fost român, care a scuipat elegant așa, cu rafinamentul specific acestui gest, pe asfalt. Și imediat a venit o fată de asta, cum să o polițistă, și i-a tăiat o frumoasă chitanță de 500 de lire, care atunci însemnă vreo 1000 de dolari. E o nenorocire, 500 de lire, oricum. Mă, de când l-am văzut, pe el nu mai vine nici mie, știi? Nici în baie. Mă gândesc să nu fie, doamne iertă-mă, vreo cameră ascunsă, să dau vreo, că la România și dacă e o amendă de 100 de dolari, imediat să se taie de toate comportamentele neadecvate. Da. Da. Așa se face educația. Tocmai vreau să spun că ați descris, nici nu vreau să repet, nu, adică nu vreau să povestesc tot ce am pățit eu atunci, dar am plecat din America, prima mea vizită în America, cu această convingere că am fost în dictatura poliției. În sensul că... Exact asta am trăit eu, pe cuvântul meu, doamne, două de asta spun că am stat în Londra, parcă... când m-am întors, ne-am spus tuturor, bă, să tăceți dracu din gură cu Ceaușescu, da, să vă faceți scurge, să-i bubastă, nu știți ce înseamnă dictatura. Da, dar eu m-am simțit atât de apărată, același lucru, am fost în direct, pe stradă, la un jaf, deci literalmente au încercat să spargă o mașină și să-i dea foc și nu știu ce. Eu nici acum nu-mi pot explica cum au apărut, parcă au crescut din asfalt. Da. Au crescut din asfalt patru polițiști și după aia a venit o dubă, în două minute. Eu eram... Da, e șocant. Deci, nu putea... Și, domnule, un om de la România, și nu fac cum țărâncuță. Era pe Vreo Ceaușescu când oprea duba la China, da, și ne lua pe toți, știi, că tu puteai să fii cu minte, dar așa făceau ea, știi, că erau proști săracii, nu alegeau. Ți-i luau acolo la grămadă și alegeau la secție, dar tu tot te speriai săracu, știi, domnule, eu sunt student, a, bine, mă, pleacă acasă. Au această educație în frică pentru că au înțeles de foarte multe sute de ani că asta e soluția. Fiindcă toată lumea zice, bă, românii n-au nicio șansă. Bă, mâncă, la noi capitalismul încă n-a apărut. Da, din păcate. Încă n-a apărut. Sunt 30 ceva de ani. Nici n-au apucat ăștia să împartă. Așa. Ce să, vorba unui, cred că pe Jean Parer l-am văzut, ce, bă, trăim în cea mai bogată țară din lume, să fură de 2000 de ani și tot și să mai găsește să mai termină, câte ceva, da, frate, știi? Iar altul îi răspunde în conjunctura aia, ce, bă, te miri la cât s-a furat din România, că n-am căzut după glob. Aici vreau, nu știu, eu nu mă pricep, e prima oară când sunt la... și vă mulțumesc pentru invitație. Vreau decât să mai spun ceva în care cred cu convingere așa din os, cred, și aș vrea să fie aici vorbele spuse. Vorbim despre educație, 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 educație. Da, e rădăcina tuturor lucrurilor bune, este rădăcina tuturor lucrurilor rele. Da, clar. Numai că educație egal bani.
Da, bani, mulți bani. Păi ce zici să dăm noi mai acum vreo 20 de minute? Că nu poate să vină numai dinspre noi. Dacă nu ai un PIB sănătos în sănătate, nu ai cum să faci. Știți cum se zice? Singurul principiu din lume sunt banii. După ce ai bani, poți să începi să ai și alte principii. Da, da, uite, deodată te luminești. Știi, când ești sărac, literalmente, ești coruptibil, nu se poate face nimic, niciun pas în față. Dacă începi să fii bogat, ce, bă, nu vei rușine. Trebuie să investești. Da, trebuie să investești în viitor. De fapt, știu că sună foarte formal așa și ca o lozincă de asta ieftină, dar tot ceea ce investim, de fapt, mi-e și greu să zic, dom'le, nu faci, ai făcut doi copii, ai făcut un copil. Bun, ăștia sunt trei persoane cărora părinții lor încearcă să le fie mai bine peste 20 de ani. Nu, acum e simplu. Da. Sunt niște mici care au 20 de ani. Cam ce naibii te deranjează la 20 de ani? Totul e mișto. Adică, e nemaipomenit. Dacă ai și un dram de educație, iată, fetele nu rămân gravide, băieții își văd de treaba lor, nu intră în anturaje tâmpite, lucrurile sunt foarte simple. Bun, ce faci peste 20, peste 30, peste 50 de ani? Când vei fi bătrân, când vei fi la pensie, ei vor fi copiii noștri, vor avea 70 de ani. Mulțumesc Dumnezeu, știi că Dumnezeu a lăsat lucrurile așa, să nu vezi pe fiul tău foarte bătrân când de-abia merge, știi că nu poți să-l ajuți, nu că... Ce vor face oamenii ăștia? Vor trăi în aceleași condiții? Va trebui să... Ați văzut în ce hal a ajuns această Românie când te duci la magazinul din cartier și trebuie să faci așa? Să nu am dat și mie o pâine mai bună. Adică trebuie să te pui bine și cu aia ca să-ți ofere... Că și asta e clasică. Dom'le, noi suntem foarte surprinși de normalitatea lucrurilor. Prima oară când, că să nu creadă cineva că ăsta, lucratul ăsta la BBC, e nu, să lucrează exact cum, în condițiile în care le prezentam până acum, chiar să lucrează. Oamenii au impresia că în Occident un blocăinii cu covrigi, că nu, chiar să muncește. E șocant pentru români când ajung acolo, pentru cei neasumați, că sunt ăia care se duc și știu exact, băi, asta e, spăl WC-uri, de aia, îi șterg pe ea pe la curcă, na. Eu când am intrat prima dată într-un magazin de pâine, am băgat, aveam niște penii pe aceea, așa, bine, tosiți, știi, că dacă vii din România, te gândești că toată lumea vrea să te fure. Nu, vreau nici drept, nu te observă ăia, știi? Și aveam bine, băgați așa, într-un buzunar, așa, i-am scos pe toți și m-am uitat așa, ca încât să, ca să nu mă fac nici de râs. Oricum, te-ai făcut de râs din prima, că ea te identifică de când intri, știi, să vede că ești prost. Și zic că ăluia, cred că era unul ăla. Dați-mi și mie o pâine, vă rog frumos. Dar ce de care, știi, eu m-am gândit că sunt două, băi, erau și aici de sortimente. Bă, ce îi răspunde eu ăstuia acum, știi că ești pus într-o situație, era mai bine să nu fi avut banii. Știi, dacă nu aveai, dom'le, uitai banii acasă, dar acum răspunde și tu, dom'le, aș vrea și eu, că nici nu știam că există durum, ciocum, ăștia, prostii ăștia, că eu nici acum, când te duci la supermarket și vezi toate dulapurile, știi, cu pâine, cu 16 feluri de gogoș, bă, înainte era o gogoașă, știi, era foarte simplu, erai prost, erai deștept, tu gogoașa o mâncai. Bun. Ce facem să în ce ne putem implica? Și când zic asta, nu zic despre noi doi instituțional. Bun, da, noi facem un proiect. De unde trebuie să înceapă și unde trebuie să termine? Radioul și secția de ginecologie. Da, uite, dom'le, vrem să educăm copiii. De unde începem, unde e a sfârșit? De la ce nivel social și trebuie să se adreseze tuturor acestor niveluri, contează, bun, evident, sunt diferențe între o femeie needucată și o femeie educată. O femeie educată, în primul rând, e selectivă. Clar, adică nu, bă, eram într-un bar și am luat 300 de vodcă. Dacă ești educată, nu iei 300 de vodcă. Sau, la fel de bine, îți iei dracu o sticlă și o bei acasă. De unde începem, unde terminăm, pe ce paliere trebuie să ne concentrăm, pe cine căutăm să educăm? Le educăm pe fiice sau pe mame? Le educăm pe fiice în ideea că vor fi mame? Sau și mamele lor încă trebuie educate? Eu cred că fiecare dintre noi, inclusiv când avem 55, 65, 70 de ani, dacă nu ne-a lăsat funcția cerebrală, cognitivă și așa mai departe, în fiecare minut suntem educabili și perfectibili. Deci răspunsul meu ar fi și mame și fete. Ca să nu spun mame, fete și bunice, să nu fiu absurdă. Vreau să spun că fiecare dintre noi, așa cum e foarte intuitiv de înțeles, fiecare ca om, așa, este rezultanta unor vectori. Cu totul alții au acționat asupra ta, asupra mea. O spun mereu, nu există precedente în medicină. Nu prea există nimic, dar în medicină cu atât mai mult.
Eu fiind foarte proaspăt ieșită pe 29 decembrie din acest proiect pe care eu l-am considerat o sândă a vieții mele, deci am stat în genunchi 2 ani jumate. Înseamnă că a avut efect. Înseamnă, da, că ai muncit. Nu? Că nu era este o un proiect fără precedent. Are indicatori împliniți 104,9%. Asta nu s-a mai întâmplat în România. Absorpția e mai proastă. Nu asta e important. Vreau decât să spun că fiind rezultanta acestui proiect recent din viața mea, în care am avut de-a face cu această populație mai vulnerabilă, cu condiție socioeconomică scăzută și așa mai departe, am colaborat cu acest organism, care se numește un organism non-guvernamental, se numește Organizația Salvați Copiii. Sunt niște oameni extraordinari de toată piramida, mm-hmm, de la sus până la ultimul efector. Cam așa ar trebui să funcționeze, da? Zic. Am fost fascinată de cât de serioși sunt oamenii ăștia, cât de bine pregătiți, ce expertiză au, câte contacte cu primăriile. Păi și nu că acum știți că asta acum în toate, iertați-mă că vă întrerup, dar până la urmă asta e farmecul conversației. Asta e ca la, știi, că te duci la psiholog, știi, dar poți să nimerești unul să te facă praf. Păi la fel de bine și la ginecolog. Adică să n-aveți impresia că dacă te duci la un ginecolog prost, el te învață ceva bun. Tu poți să întrerup și eu, că dacă că e mai frumos, Doamne, cu întreruptul. Nu, vreau decât să spun că nu există doctor bun și doctor prost. Și asta e un lucru pe care îl spun zi de zi de zi tuturor elevilor mei de la spital, rezidenților, studenților și ce. Există doar doctori cărora le pasă și doctori cărora nu le pasă. Da, și pe lângă faptul că nu le pasă, ăia cărora le pasă se mai caracterizează prin ceva. Citesc. Ok? Deci omul care înțelege că dacă el nu citește o lună, știința l-a lăsat cât pentru 3 luni. Da, cam așa este. Deci, toată lumea zice, bă, nu-l găsesc pe cutare, numai pe la simpozioane, lasă, bă, ziceți, bă, da, proces, să ducă el acolo și când vine să ne facă el bine pe 10 într-un minut, că de-aia se duce. Din păcate, da, doctorii care sunt mai solicitați, mai puțin disponibili și doctorii care sunt foarte, foarte disponibili. Dar noi am mai zis ceva ce în birou despre jurământul ăsta lui Hipocrat. Da, nu știu, eu poate și din cauza faptului că așa mai sunt eu. Mai semnifică ce a semnificat? După părerea mea, nu. Chiar cred cam ăsta era răspunsul pe care l-aș trebui, fie vorba. Din păcate, eu cred că 9 din 10 medici, indiferent de disciplină și indiferent de stat. Nici nu-l aud când îl spun, dar să mai creadă în el. Adică e o formalitate, l-am rostit, nu știu ce. Eu l-am face parte mai degrabă din spectacol decât... Exact. Frate, un jurământ. Da. Că și miniștrii depun jurământul, dar se manifestă la fel, zic. Adică, o parte dintre noi am jurat și ținem minte asta, știți? Adică am jurat că o să ajut omul, chiar și împotriva dorinței lui. Adică, păi nu, asta e ideea, de fapt. Deci, să încerci să-i faci bine. Aici la această masă cu Gindrovel Dumitra și cu Florin Vrejul. Și la un moment dat m-a prins Gindrovel Dumitra când a zis, dom'le, uite, vrei și tu o trimitere de la medicul de femeie? Și a zis, cine vrea? Cine vrea trimiterea? Tu? Dar păi în ce calitate? Ce calitate vrei tu o trimitere? Adică tu deja cam știi unde să te duci. Doctorul Dumitra este unul din doctorii pe care eu îi stimez cel mai mult și am cunoscut ăștia mulți oameni din acum și doctorii. A treia. Nu vreau să fac complimente gratuite. Uite că într-adevăr acest proiect aduce în fața oamenilor. Chiar aia e. Adică nu se moare trebuie din decât complimente. Trebuie decât să-ți faci treaba. Da. Cam asta uite e. Că sunt vorbeam niște de foarte diferiți. Domnul doctor care lucrează în mediul rural. Și este unul din oamenii pe care îi studiești. Ce, exact, nu orice rural, ci un rural mai altfel. Unde e populație multietnică. Da. Sunt două etnii preponderente. Nici nu știi dacă proporția nu o fi cumva aproape egală. Da. Și uite că totuși o spunea. Dom'le, mă duc la școală, mă duc acolo, mă duc acolo. Lumea ascultă. Dar din păcate lumea nu prea are ce asculta, pentru că mai are dreptate și Ștefania Tudorache. Băi frate, dacă de la minister nu vin bani în cascadă și nu pentru ce se crede, că toată lumea zice, bă, ce hal arată spitalul județean, bă, măcar v-aș ochi, arată din filme față de cum arată spitalele de stat din Occident, care nu se mai adresează. Dă Dumnezeu de văzui și eu unul care zis asta. Da, mulțumesc pentru compliment. Nu-mi vine să cred.
Știi? Habar n-au despre ce e vorba oamenii. Oamenii se duc și zic, dom'le, pe-n partea elaltă, nu, tot ce vedeți în partea elaltă și tot ce vedeți în filme și tot ce vedeți la televizor este modul Occidentului de a-și prezenta afacerile. Spitalele de stat private. Sunt pline de șobolani, sunt pline de mizerie, ți-e scârbă să mergi pe holuri, se adresează homeless-ilor. Știți câți oameni iau mai bine iau un avion de la Luton la Craiova și să mă consult aici, în spitalul ăsta de stat, decât să fiu un NHS? Nu pot să mă stăpânesc, pentru că cred că am mai spus-o și pe celelalte podcasturi, dar am marea scuză că lumea nu, adică nu se uită toți la fel. Fetele, da, știi? Eu te să sperăm, să sperăm. Când eram tânăr, am scris o chestie de asta și o spun în toate împrejurările. Ne duceam în vacanță la, lângă Motru, la Horăști. Era de acolo, era tata. Era un sat de mineri. Bă, frate, și se îmbolnăvea câte unul. Sau să-l lovea, sau dracu să-l pieptene ce făcea. Și luau aia de mână, îl duceau la dispensar. Trebuia să treacă peste Cioacă, mă scuzați pentru citat, dar așa era dealul ăla. Așa ziceau, mă treceți Cioaca și duceți-l la dispensar. Chiar că aia se alegea, îl ducea la dispensar. Îi punea ăla ce îi punea acolo, doctorul ăla de la mină, și mai mult îi bătea decât îi trata. Știi, că vorbea unui tip de la poliția de Bulen când s-a dus acolo și zice, bă, când s-a făcut schimbul de generații, mi-au zis, ai bătrân. Bă, ce ai grijă cum te porți cu ăștia, că noi îi batem și când vin să-și iau buletinul. Știi? Că așa era lumea învățat. Dom'le, ăștia din Horăști se uitau unii în alții și au, bă, nu duceți mă pe zice, că nu e niciun doctor bun aceea. Sunt doi, dar dă-i treacu, unul nu prea vine și ălălalt habar n-are. Ăștia din Horăști se duceau la Motru, care era la 5 km. Ăi de la Motru! La Târgu Jiu. Ăi de la Târgu Jiu la Craiova, ai de la Craiova la București. Ăi de la București se duceau la Cluj, ai de la Cluj la Viena. Bă, frate, te duci după doctor până îl găsești pe la... Ia, uite ce se dă la Tudorache. Bă, exact ce mă gândeam și o cam. Știi, ăla care îți convine ție, care te prinde place... într-o dispoziție nemaipomenită în momentul ăla și îl prinzi într-o dispoziție, pentru că toată lumea, știi, oamenii nu vor să înțeleagă, știi, că medicii de fapt stau la un ghișeu. Sunt niște tip la un ghișeu la care vin livrăm 800 produse. De inși pe livrăm zi. Produse, da. Și nimerești tu pe la sfârșitul programului așa și iau, dar ce figuri avea și s-a uitat așa urât la mine. Bă, nu că așa, în primul rând omul ăla e obosit. Nu știi cum primește povara bolnavilor pe care îi întâlnește, să nu mai vorbim că, nu știu dacă auzi cineva, că toată lumea mai are chestii și pe acasă. Da. Da. Uite, mai are câte un copil bolnav, te mai ceri cu bărbatul, nu eu, de dumneavoastră zic, te mai ceri că na, face parte știu, din viață, știu că știți ești că om. N-ați nimeni dumneavoastră mai bine și nici eu și nimeni, nici mai bine, nici mai rău. Pe de altă parte, te duci acolo și mai ai și celebra caracteristică românească, bă, ăsta nu prea să pricepe. Știți se cum? Întâmplă? Bineînțeles, Doamne. Trebuie să admiți asta. În primul rând că ești om. Exercițiul tău zi de zi de zi de zi este pui în papucii altui om. Păi da. Adică trebuie să înțelegi suferința da. Din partea lui. Ăla nu vine de drag la tine. Un exemplu foarte mișto cu ăla de stă afară, da. Dincolo de geam. Da, adică dacă... Ziceți că ziceam că mișto. Din vorbe ușor, din fapte e mai greu. Fapta e la tine în suflet. Adică dacă vezi unul cum tremură la minus 15 grade, că moare de frig și tu stai aici la 22 de grade, te uiți pe fereastră. Mamă, săracu, ce... Pă, ce frigă e, îl înțeleg. Da, cum îl înțelegi? Înțeleg. Du-te cum acolo înțelegi? La minus 15 grade și atunci îl înțeleg. De-aia vreau să spun că în obstetrică, de exemplu, eu am doi copii, am născut, am fost operată, cernea, am lumea. Fost, da, nu așa, și înțeleg altfel, nu știu, eu cred că dacă nu aveam copii, înțelegeam altfel suferința din tipul unui travaliu. Sau, cred că o înțelegeam mai puțin. Eu am fost la minus 15 grade. Aha, din punctul ăsta de vedere. Bun. Eu nu am nimic cu colegii mei, dar chiar cred că nu există femei obstetrice mai slabe decât bărbați. Acum vă rog. Eu lungesc că nu vreau să nu știu cât... vă pierd, că nu, da. vă și prind foarte greu pe fiecare dintre dumneavoastră, că înțeleg ce treabă aveți. Se zice că din cauza relaționării de tip sexual, vizual și de orice natură, că astea ne domină viața, nu? Până la da. Urmă te înțelegi mai bine cu unul frumos și tot așa. Se zice că femeilor le-ar fi mai ușor să se dezbrace în fața unui ginecolog decât în fața unei femei ginecolog. Cum e? Și pe urmă o să vă întreb ce recomandați. Ce credeți că e? Și nu am de lea cu bărbații cei mai buni bucătari.
Există o... Înțelegeți ce întreb? Psihologic. O femeie înțelege mai degrabă? Bine, de la doctor la doctor, asta e de, da, de la om la om, de la pacient la pacient. Nu te intereseze, da, pleacă fată, de aceea că n-ai nici pe dracu. Eu cred că există o anumită chimie. Și așa, există, da, da, femei care preferă medicii ginecologi bărbați și le înțeleg perfect, dar să știți că nu cred că este treaba aia sexuală din spatele cerebrului. Păi nu, că nici care nu vreau așa, să fiu freudian acum. Exact, nu asta cred că este. Este dimpotrivă încrederea în bărbați. Că ăsta, exact. De ce? Păi e o lume ușor patriarhală așa. Da, ăsta nu are... Da, da, dumneavoastră știți că misoginismul domnește peste tot. Am auzit ceva, dar nici misandrismul nu se descurcă rău în ultima vreme. Nu, eu vorbesc în special la răspunderi. Adică bărbații sunt creditați cu o stabilitate mai mare. Ușurel, nu menstruează, nu știe când a gătit aia. Adică... Da? Păi hai să vă spun și eu că toată lumea zice, bă, bărbații sunt teribili în meserie, da, și sunt... E vorba de încredere. Nu e vorba de încredere. Ce are în spate un bărbat de dus și are în spate o femeie? Ce suferințe are o femeie? Ce sensibilități are? Cum dezvoltă lucrurile? Nu fac, nu sunt, da, feminist, nu, chiar sunt corect. La câte lucruri se gândește o femeie? Și mă întorc la varianta aia din peșteră, da? Când femeia îl trezea pe... Mai ciuguleau și ei probabil seara, știi, aia, când stăteau pe lângă foc pe acolo și îl sculea aia dimineața. Băi, s-a terminat mamutul, ce trecu faceți, mă? Mai plecați și voi. Bărbații oricum nu poate să facă nimic singuri, da? Ați observat. Niciodată un bărbat nu întreabă, seara la masă întreabă. Bă, mergeți vreunul mâine la pește? Ce dracu, pescuiește cineva, trage cineva undița? Dar de ce de toată lumea? Că văd că, da, toată lumea e de acord. Când repară mașina, stă unul lângă el și bă, de acolo pusă și să vezi, da, trebuie galeria. Așa. Bă, pusă și să vezi că, nu știu, bă. Bă, mergeți, bă, la meci. Bun. Îl scula aia din peșteră, știi? Bun. Bărbații dezvoltă lucrurile vertical. Motiv pentru care știți că eu am provider. Eu am o chestie fantastică cu de ce nu găsesc bărbații, știi, ăla, borcanul de ăla de iaurt în frigider. Adu-mă și mie activia aia. Nu e aici. Păi în fața ta. Și mai știi, în gândul tău, bă, asta e nebună. Cred că nici nu avem activia, știi? După care vine ea și ia exact din ochii tăi. Și toată lumea zice, bă, ce au bărbați? Deci de școala aia dimineața în peșteră, acolo ea are vreo 10 copii, că așa se făcea atunci, știi? Ca să rămână o proporție suficient de mare dintre ei, pentru că, na, mai și bureau, știi? Da, că da, nu era. Da. Să rămână o proporție suficient de mare ca să ducă mai departe tribul, neamul, lupta. Și ăsta se scula, lua ghioga, lua și el ce mai avea pe acolo, sulițele, mai lua încă 10 inci după el. Bine, atunci era vorba de un mamut, da, nu de pescuit. Atunci. Și plecau așa, într-o direcție ulterioară, știi? Veneau după 3-4 zile, de abii trăgeau ăla, știi, ușor tranșat așa, mare. Timp în care, distinsa doamnă, acestor 10 copii trebuia să le facă o educație minimă, doi din ei erau bolnavi. Trei alergau ca să bău și aveau ADHD probabil, dar nimeni nu știa. Atunci mai ieșeau din peșteră, mai intrau, mai făceau, sau le era foame, da, că îl așteptau pe milocul ăla cu mamutul, dar nu aveau treabă, băi, mai opreau pe drum, să mai chercheleau, ca acum. Încă două erau fete, mai cuseau și ele pe acolo câte piele de piele să vină tata să-i facem și lui o cămășuță nouă. Ăștia veneau, băieți. Bun, în timpul ăsta femeia se mai uita și la intrarea în peșteră, știi, bă, să nu vine drept cu vreun urs să ia din ăștia să-i rărească. Ăștia veneau, băgau bățul ăla în foc, știi, bă, ce trebuie să mai faci? Mai departe, aia și gătea, trebuia să și gătească ce aducea oia, să tranșeze, să facă la minim, să afume, să, da. Și ăștia luau un băț așa, stăteau și mai vorbă, cum fula vânătoare, știi, dar ai imaginea așa cu telecomanda când, da? Știi pe cineva care se așează când vine de la muncă? Stă așa, bun. Și bărbatul aducea mamutul. Băi, era un mamut. Păi dacă noi suntem setați să găsim un mamut, adică ceva ca încât o căsuță, cum trebuie să găsești borcanul ăla de eu? Cum să vezi așa ceva dacă mintea ta e făcută să găsești ceva foarte mare care să te scoată în evidență? Ați văzut, bărbații, nu poți să le dai să aleagă fasole, că te termină de nerv treaba asta, știi? Dar suntem atât de proști încât dacă îi dai un sac în spate de fasole, zici, bă, duci tu ăsta 5 km până la mama, pe cap. Păi ce mă, tu crezi că eu nu pot să fac sacul ăsta? Cât să fii de proști? Mai duci pungă cu pungă, aleasă fasolea. Bun. Și atunci, sigur că bărbații nu au menstruație, bărbații nu au probleme, bărbații nu se ocupă de copii în linii mari. Bărbații plătesc niște facturi și unii dintre ei nici măcar cumpărături nu fac.
Hai fie vorba între noi, acum și facturile se plătesc online. Și în timpul ăsta femeia are o carieră, interacționează cu o grămadă de... Are sentimente, culmea, știi? Asta e culmea anilor 1600, că și femeile au sentimente. Săracele au primit drept de vot unele pe la 1950, 60, 70, știi? Că încă nu s-a dumirit lumea cum e, ok, bine, nu vreau să mă mai gândesc la țările arabe. Și atunci sigur că lumea agrează bărbații, pentru că bărbații nu prea au la ce se gândi. Și atunci se concentrează pe meseria aia. O parte dintre ei sunt profesioniști excelenți, indiferent de domeniu, nu neapărat medicină. Deci, dar să știți că și, uite, eu am o istorie heredocolaterală foarte proastă, da? Oamenii cu boli grave care ar trebui să fie operați, să nu știu ce. Toată lumea se uită la mine, pentru că eram singurul medic din familie. Toată lumea se uita, eu ce părere am. A, am ceva de zis aici. Nici prin cap nu mi-a trecut să aleg o femeie chirurg de chirurgie cardiovasculară care să facă bypass-urile. Mă înțelegeți? Eu vă spun adevărul. Deci îi deschide sternul, o deschide ca pe o carte, mai întâi o duce în bloc operator, o răcește, trei ore, după aia o coase, o vaia... Un tip cu moaca mea pare mai degrabă pregătit decât cineva cu fața dumneavoastră. Sincer, da. Să-i desfacă puțin cutia toracică, da, ia mă ceea ce ia, da. O coase, mă tăiem, după aia o pune la loc, după aia mai pornește inima, nu mai pornește inima. Sincer, am ales și pe urmă numai la bărbați. Final, și la final când moare ăla, asta e. Pare genial, rău. N-a ieșit, frate. Da, nu. Mai am o chestie o parte din paciente chiar cred în puterea forței. Când te duci undeva la o masă, știi tot, e imposibil. Dacă te duci, ești doctor și te duci la o masă, dom'le, doamna, ce sunteți, ginecolog? Doamna, mă țineți pe mine aici? Da. Să fie vunjunghi, e de aia intercostală sau o fi de la plămâni? Bă, frate, ginecologul nu se ocupă cu alte... Facem așa un cerc și ne ducem în educație. Da! Nimeni nu vrea să înțeleagă, știi, că toată lumea zice, bă, dar primii trei ani ăia, până își fac ei o specializare, știu, bă, rugați-vă la Dumnezeu să fie specializat, pe ce fac ei? Și invitați-l pe unul de plămâni la masă, dacă sunteți interesați, iarăși, dacă de asta îl chemați. Da, nu, iarăși vreau să spun că, din păcate, schimbarea este continuu necesar. Deci dacă nu ai potențialul de a te schimba, să înțelegem, acum vine inteligența artificială, da, ce ai în frigider, bagi pe telefon ca să spun ce rețete poți să faci cu ce ai acolo. Deci eu am o treabă așa cu inteligența artificială, mă cam înspăimântă, pentru că, după părerea mea, ne-a luat peste cap. Adică noi nu avem pregătirea i-am necesară prea să ajungem... și prea devreme. Că tot viarul, exact. Nu putem stăpâni unde s-a ajuns. Da? Adică avem un program care în 3 secunde, față de ce am înregistrat pe internet vreodată, în 3 secunde mimită vocea cu intonația, cu, da, inflexiunile, cu așa. Ce fel de scop nobil poate să aibă asta? În afară să mă fure, adică în afară să-l sune pe Cristi să-i spună sunt într-o situație teribilă, pune niște bani acolo. Deci, în afară de furt... Păi da, furt, da, și o scuză, stați un pic. Care? Că dacă primește nevastă mea o poză cu mine cu una la terasă, bâncă, bă, tu nu ai auzit inteligența artificială, fată, yeah, ce? Exact, este fake reality. Este soluțiile lui. Vreau decât să spun că viitorul ne ia în față. Dacă nu avem potențialul de a ne schimba, e ca și cum n-am putea respira, deci trebuie să ne schimbăm. Doamne, conservatorismul nu a fost și nimic. De fiecare dată lumea zice, eu mor pe adulți în raportarea lor la cei care sunt mai tineri decât ei și la copiilor în special. Bă, să fii, bă, vezi de treaba ta, bă, nu face, bă, ce faceți, bă, cu telefoanele alea? Bă, dar voi de ce v-ați luat televizoare color? Păi eu pe vremea mea, că deci da, când aud asta cuvintele astea, mor. Mea. Și se făcea carte. Doamne, eu pe vremea mea să făcea carte, bă, frate, carte să faci dacă vrei să înveți, că tot la educație ne întoarcem, uite. Vremurile s-au schimbat. Vremurile se schimbă mereu. Vremurile de azi nu mai sunt cele de ieri. Trebuie să ai grijă ce amprente lași. Pe scurt, trebuie să încerci să lași ceva constructiv. Care este cel mai mare eșec pe care l-ați avut în carieră? În carieră? Ca medic, pentru ce vă simțiți vinovată? E ceva pentru care să vă simțiți foarte vinovată? O să răspund, să încerc să fiu scurt, am senzația că nu mai avem timp. Păi nu, până acum am o întâmplare, da, păi mi-e frică. Am o întâmplare, un eșec gigantic în cariera mea, pentru care am fost vinovată, în sensul, în capul meu, m-am simțit vinovată cam 13 ani. După aceea s-au întâmplat niște lucruri, tot așa, un cumul de vectori care au acționat și mi-au schimbat direcția și am înțeles că nu am fost vinovat. Dar ăia 13 ani au fost foarte răi pentru mine. Din păcate, în obstetrică, spre deosebire de alte
specialități, da? Se duce la ortoped, are osul rupt, e bolnav. Se duce la chirurg, are peritonită, are burta plină de puraie, e bolnav. Eu ce să văd la acolo, noi, exact. Vine o femeie aparent sănătoasă care și-a făcut cămeruța, i-a pus chestia care se învârte, landou a vopsit, a luat... Da, și pe la șase luni după aia, trebuie să-i spui că trebuie exact, să facă un chirurgie. Exact, ai un eșec îngrozitor că... da. Sau e un eșec al biologiei și tu trebuie să-l păi prezinți nu, da, sau găsești o malformație și tu trebuie să-i spui asta ca să știe la ce se aștepte sau mai rău, la această aventură crâncenă care înseamnă să desparți două vieți. Da, adică mamă de copil, nimeni acum nu crede cât da, nu, nu, da, câte riscuri sunt acolo. Fantastică. Și atunci în cum să spun, în mentalul colectiv este foarte greu de acceptat un eșec în obstetrică, că se duce aparent sănătoasă să nască și după aia se poate întâmpla o complicație crâncenă în care pierzi copilul, unul pierzi și copilul și mama și n-ai greșit nimic. Aici e nasul. Adică aici particularitatea obstetricie, pentru că procesualitatea este atât și după aia vine, nu știu, anestezia, chirurgia, ortopedia, pentru că oamenii nu pot să accepte că este aceeași cutumă. Ce se naște de milioane de ani? De ce s-a întâmplat ceva rău? Păi tot stai timpul că... s-a întâmplat ceva da, rău într-un anumit procent, dar nu aveam... Da, da. Aveam imaginea, exact, aveam feedback-ul, nu aveam Facebook-ul și... informații despre... toate astea să fie în direct din America în Europa și așa mai departe. Spuneam că Liviu Vasile, colegul noastră chirurg, m-a operat de două ori, știi, și de fiecare, acum le-o spun lor, dar e păcat să nu prindă și cei care ne văd. De fiecare dată zicea domnul Goșanu, haide să mergem în sală și mai lăsa ușa așa crăpată și eu l-am întrebat, hai să intre și Dumnezeu, că e bun da, și el acolo. Este fantastic vorba dacă asta. El nu... știi, nimic fără. Până la urmă, din păcate, da, nihil sine deo, dar... știi, exact trebuie, așa vreau să zic trebuie să și crezi. Pentru că, iată, Florin Vreju, acum 3-4 zile, spunea chestia asta. Că contează foarte mult ca pacientul să vrea da. Să se vindece și să gândească în sensul vindecării. Încrederea lui este jumate din succesul în terapeutic. El, în da. Primul rând, pe în care el, trebuie să o ai cultivată schemă, tot prin în doctor, educație, în management, în, doctor. În conduită. Da. Băi, eu mă duc da. La doctorul ăsta, de ce mă duc? Să-mi spună că sunt pe ducă? Nu! Oricum, inițial, convingerea că te duci acolo să te facă bine. Bă, nu mă poate face perfect. Uite-te la mine, am aproape 60 de ani. Dom'le, doctor, nu la ginecolog, dar vreau să... Mă faci și pe mine așa, dă un 30. Bă, ce ai, bă? Bă, băiete, du-te, bă, la psihiatrie, du-te în partea altă. Nu. Plus, altă chestie. Dar nu e, din păcate nu e un domeniu, știi că aici lucrurile sunt foarte... vedeți cum ziceți dumneavoastră, relativ la obstetrică. Bă, te duci și zici, bă, ce treacu mi-a dat ăsta? Ce trebuie să zicem, bă, că nu-mi trece deloc. Răbdare, tot educație. Da. Acceptarea faptului că nu orice doctor vrea să scape de tine de acolo. Ia-mă pastila asta. Și ești nemaipomenit de bine. Știu, tu pleci de acolo, bă, a fost la tuturache. Bă, frate, mi-a dat femeia asta o pastilă. Bă, odată m-am făcut perfect. Păi cine n-ar vrea? Hai să vă mai spun și asta, am mai spus asta, dar mi se pare important dacă totuși ne ascultă. A venit pandemia, că vorbim de pandemie, da? Cred că este cel mai important fenomen care m-a făcut pe mine, sunt eu, care ziceam și eu că am ceva neuroni, dar n-am avut. Eram student și înaintașii noștri, profesorii, cadrele didactice, ne tot repetau asta, nu există boli, există bolnavi. Și eu mă uitam așa... și jocuri de cuvinte lipsite de sens, totuși, ce prosteală, ce nu știu. Totuși, a venit SARS-ul da? Și ne-a arătat că noi doi facem aceeași infecție cu aceeași tulpină în același moment, cu Delta, da? Eu am da. Nu știu ce secreții și mă ustură în gât două zile și tu mori într-o terapie intensivă cu incență multiple de organ. Pentru că depindem de receptor. Adică, apropo de ce spuneați dumneavoastră că trebuie să facem oamenii bine și ne dorim, da, dar mai depindem și de cum reacționează asta ăla la procesul și mă întorc la terapeutic. Ăla de birou, că mă întorceai de 10 ori în care așa? Vorbirăm și eu în toate împrejurările, că în medicină nu există precedente. Eu am din 80 păcate, și ceva de kilograme da, și am da, diabet, da, Ștefania da. Tudorache are 50 de kilograme dacă o avea și mănâncă 55. Numai verdețuri.
Așa? Da, știi? Amândoi luăm o boală, da. Aceeași boală, da. Și ne comportăm și diametral opus. Bineînțeles. Pentru că pe noi nu ne-a omorât SARS-ul. Sunt ușor mai târziu, exact. Se aplică mai greu, organismul interacționează până și tutunul ăla din tine face ceva să respingă, pentru că știi cum e, când iau antibiotic și o ții într-un băut și într-un fumat, antibioticul pare ceva rău pentru corp. Ce-o fi, mă, cu ăsta? Știi, toate celulele cu sunt învățate îmbibate așa frumoase, bă, deci suntem în vin, imediat ne dă ăsta trei țigări și veni bă ăsta cu antibiotic. Ne metabolizăm și timpul de înjumătățire se schimbă. Da, și deodată veni ăsta cu antibiotic, ce este, mă, este un dușman. E un dușman, dar nu al tău, știi, că aia e problema, de fapt. Din păcate, noi depindem de receptor. Atâta spun, tot gestul medical, noi doctorii depindem de... Există oameni care se comportă ca și cum n-ar avea nicio șansă din punct de vedere psihic să accepte ceea ce le spuneți. Ce faceți cu ei? Adică, mai ales în ginecologie și mai ales în obstetrică, ar trebui sau sunteți și asta vrând nevrând, ar trebui să fie un psiholog? Absolut. Lângă. Este? Absolut. Este? Și cel mai important lucru pe care îl spun zi de zi, absolut, absolut, mereu? Absolut mereu. Bun. Mereu. Bun, eu tot bravo. Timpul spun și asta de multe ori pe zi și mă bucur să spun. Și să pleci de acolo, că nu cred că nicio femeie de pe pământ nu cred că pleacă de acolo. Fără, bă, frate, bine că scăpai, știi că undeva în sufletul tău trebuie să existe relaționarea cu fătul pe care nu o decizi tu, nici măcar nu trebuie să o gândești. Da, este implicită în secunda. Eu tot le spun pacienților mei și asta nu obosesc să repet de 1000 de ori pe zi sau de 1000 de ori pe lună. Există puterea creatoare a gândului, da? A gândului bun și a gândului și prost. Toate, la fel, și când gândești și după aia și vorbești, amplifici forța creatoare a gândului bun și a gândului rău. Cu privire la întrerupere de sarcină, să știți că în orice stat normal, că spuneam că umbla foarte mult în viața asta, orice femeie are dreptul la un spectru de opțiuni. Prima oară este discuția cu medicul psiholog, apoi cu un consilier, apoi se oferă tot felul de opțiuni cu privire la îngrijirea de sarcină, la plasarea copilașului, pe care nu trebuie neapărat să-l omori. Dacă ai niște opțiuni, și după aceea să-l și recuperezi sau să-l asiguri. Deci dacă tu... Există și opțiunea asta? Există. Nu, n-am știut că există. Adică, bun, eu deci nu pot îi dai tot moment. Spectru. Am 15 ani, am rămas însărcinată, fac un copil și evident că nu am cum, trebuie să termin școala, trebuie să am în planul, vreau să mă fac nu știu ce. După ce îi ofer tot spectrul de opțiuni, trebuie să-i lași un interval de gândire. Mecanismul de întrerupere, pentru că acum nu mai vorbim decât de întreruperea medicamentoasă, că încă o dată, între grupea chirurgicală, aia cu chiureta, aia de pe vremea lui Pasvante, chiureta ar trebui să fie un instrument barbar, care ar trebui să intre în istorie lângă variolă. Procesul în sine, și... când tragi și cade în cădița aia și e groaznic și atât. Da. Lasă că se referă la un făt, la un copil, la cineva viu. Da. Da, eu o persoană, e o persoană. Pe scurt, nu ai dreptul să te atingi de ea până nu-i dai un interval de gândire și de procesare a informațiilor pe care le-a primit. De fiecare dată când revine. Mă gândesc la un chiuretaj, mă gândesc la copilul ăla în burtica mamei acolo, ca și cum ar avea 4-5 ani. Și imaginez că e un copil pus acolo care stă pe o pătură și se joacă și cineva intră și ia gâtul. E totuși un embrion care are 2 centimetri, deci nu trebuie să... Okay. Până la... Da, și nu sunteți singuri, sunt mulți oameni care gândesc așa, dar sunt și nu, eu... În același timp, este normal ca eu să pot să decid asupra vieții da, mele. Trebuie să ai drept, liberul arbitru. Bă, eu decid pentru corpul meu, pentru copilul meu nenăscut, pentru viața mea. Simultaneitatea deciziei se răsfrânge și asupra copilului și s-ar putea să fie mult mai grav. Da, și mai ales în cazul fătului, pentru că eu am un copil căruia să merge Dumnezeu, statul nu oferă foarte multe șanse, din păcate, că asta e problema așa mea și a dumneavoastră, din câte am intuit de la început. Exact. Știi, eu am un copil care începe într-un centru de plasament de obicei, că până la urmă încă mai funcționează și chestia aia de prin filme, și îl pune într-un coșuleț, îl lasă acolo, îi lasă un bilețel, îl cheamă John, după care ce mai face?
Că asta e nenorocirea. Reintegrarea, sau integrarea socială, că la ei nu se pune problema de reintegrare. Integrarea socială, ce faci cu un tip de 18 ani care are un IQ, da. Nu mai vorbim, că nu are cum să se dezvolte, nu are condițiile, condițiile nu sunt, bă, ia și tu cărțile astea și citești, nu, contează foarte mult atmosfera din familie, contează să aibă cine să te călăuzească, cine să presupus te pedepsească dacă greșești, că nu mai sunt nici pedepselele, că nu mai scoate nimeni cureaua, dar să-ți explice diferența între bine și rău, că asta e cea mai mare problemă. Iar acolo sunt 20, 30, 40 de copii care se învârt pe lângă un presupus educator, că acolo nu prea ai ce să faci, pe care să te concentrezi. Că asta e cum e la meditație. Ai văzut copilul la meditație și în grupă sunt 15 copii. Da. Păi la ce trebuie nu-l las la școală, că ce meceme. Știi că bună e când îl duc, băi frate, eu îți dau banii, fă-l pe ăsta om. Cererea și oferta și banii, iarăși. Banii sunt tot. Din care păcate, nu vin de unde ar trebui să vină. Dacă ar trebui, nu știu, să există o ierarhie de priorități. Exact asta vroiam să spun acum. Să zic, învățământul. Doamna, asta zic. Dom'le, dumneavoastră decideți banii țării ăștia acum. În primele trei în care băgați banii care sunt. Dar nu că sunt eu doctor și acum știți, bag în medicină. Nu, tocmai spuneți în ordine. Că sunt medic și aș băga grosul dacă mi-ar da cineva. Da, așa, uite, Tudorache decide bugetul. Da, ziceau prietenii mei că norocul meu că nu o să devin niciodată cineva pe care să-l întrebe cineva ceva cu privire la conduită, că s-ar alege praful. Eu tot timpul spun așa că dacă m-ar lăsa cineva să fiu președinte o singură zi, aș face România bine din rărunchi ei cu o singură lege. Cu o singură lege. Problema e implementarea legii respective, dar legea este fantastică. Ce te faci că tot metodologia anume de aplicare tot la noi ajunge. Tot de român. Dacă de n-ai și armele să le o faci. Da, spuneam că aș implementa angajarea pe termen limitat. Deci eu dacă sunt nărsă, da, morsă, vorba rezidenților mei, morsele alea din Londra, mă rog, îmi tremură sufletul, pentru că am un card care îmi dă accesul ca moașă în sala de naștere, nu știu, dau un exemplu, la spitalul Addenbrook, da, și am angajarea pe termen limitat. Peste un an mi se face bilanțul. Câte paciente au fost mulțumite, câte au laudat, câte au spus că am căscat în timpul serviciului, câte s-au supărat că nu le-am aranjat perna bine, câte s-au văitat că le-am puncționat vena de două ori, câte s-au văitat că le-a durut clisma. Asta e cam ca la Uber. Știi? Ai primit steluțele, îi dai înainte. Exact! Eu nu mai am pâine peste un an, sau dacă am o pâine, nu am la spitalul Addenbrook. Dacă am, este... Ok. E o metodă. După un an primesc chirurg, tot un contract pe un an? Da, absolut. Forever and ever. Și toată viața stau așa? Absolut. Și doctorii la fel? Da. Și toată lumea? Toți. Eu dacă sunt doctor și sunt colposcopist, dau un exemplu și nu știu să mă opriți dacă, că eu așa pot vorbesc până răs pe mine. Da, mulțumesc, doamna. Sunt... Bine. Ne găsirăm. Da, ne-am bine de tot. Eu sunt doctor colposcopist, să zicem. Deci eu sunt plătit ca să studiez microscopic o leziune de col, da? Auditul meu este o altă specialitate, care se numește anatomie patologică, da? Da. Dacă eu am suspectat o leziune de grad scăzut și se scoate leziunea, se duce la patologie, vine de grad înalt. Deci eu suspectez cinul, nu vine 5-3. Ce e aia, cinul, se... 5-3? Este cervical intraepitelial neoplasia, este o displazie. Mai bine nu întrebăm. Să zicem că leziune. Leziune scăzută și mi vine nasoală. Așa. Doamne iartă-mă, românii. Se bifează discordanță. Am spus că e leziune de gras căzut, îmi vine leziune de gras căzut. Adică nu e ok între părerea mea și părerea aia, să există o asemenea diferență. E ca la corectură. Unul de 4, unul de 10. Dacă eu am spus că este asta, îmi vine asta... Se bifează concordanță. Am spus că e cancer in situ, vine cancer in situ, vine concordanță. Și un număr adică de concordanțe este ok, și un număr de discordanțe îmi ridică licența. Spune ceva despre tine, da. Îmi ridică spune licența. Ceva despre... Nu mă bate nimeni. Nu prea le nimerești. Nu mă bate nimeni. Dar nu mă jignește nimeni, da. Nu mă supără nimeni, nu mă jignește și mă ia managerul și zice, ne pare îți rău. Mulțumește. Vă mulțumim pentru toată activitatea și efortul, dar noi nu vă mai plătim să faceți acest serviciu pentru spitalul nostru, dar... Slavă Domnului! Vă mângâie frumos pe cap și după aia vă spune, noi vă înlestim să mai faceți o dată cursul, vă mai reamintiți niște noțiuni, dați din nou examenul de colposcopist, dacă l-ați luat noi, iar vă angajăm, dar iar vă audităm.
ani de ani. Performanțele trebuie să-mi aducă pâinea. Există... Nu am performanțe, nu mi-aduc pâinea. Ați văzut că acum, e normal, toate lucrurile au apărut și în România. Și sunt ăia care vin păi și stați fac... un pic, în România până una alta avem cărți de muncă pe termen nelimitat, toți. Asta să fie. Uitați-vă la distințele dumneavoastră presupus colege care se pun la story fată cu tâțele goale și cu streptococul și cu streptococul la gât. Nu, că așa zicea un prieten al meu când era tine, bă, doctor, este un bloc cu streptococul la gât, bă, fireal drăguț. Așa și cu gheruțele fată. Eu mă refeream și la nici lucrurile astea nu sunt ok. Bine, și a trebui, există un deci cod deontologic, știți că există? Am auzit ceva, zic. Dacă contractele, serviciile ar avea păi nu, ce, o, nu un termen ele, limitat e că așa își pierde și căldura și, și mâncarea și contractul, înțelegeți, cu exerciții, cu toate serviciile externalizate de spital, da? Dau un exemplu, un spital de stat. Că sunt copiii ăștia aceia, că eu trag pe externalizările astea de când lumea. Da, externalizările țin în viață toate tipurile de calitatea firme. Calitatea ar trebui să aducă bani. Dom'le, și lipsa ei. Dom'le, pe bune. Deci imaginați-vă cum ar fi că eu acest exemplu îl dau în toate împrejurările. Bă, acasă. Acasă, când intri pe o poartă, ar trebui să găsești în curte așa. Electrician. Instalator. Bucătar, unul care spală rufe, unul care spală vase, așa trebuie să fie, nu? Trebuie să-i plătești tu. Păi de ce mă mâncava joc în instituții? Plătiți 14.000 de inși cu 14.000 de meserii în loc să te duci, cum faci acasă? Tu ai și tu telefon, bă, mi s-a halit țava de la apă. Că, corect. Încă o dată, ne întoarcem la chestia din, pe care o vorbeam în birou. Ai văzut cum e când... și dai telefon. Bă, vrei, tu pe tine nu te-au durut coastele cu 5 ani? Bă, da. Mă, ce ai făcut? Bă, mi-a făcut un ceai de mușețe. Așa, mă. Bă, și când ți se sparge o țavă la baie, știi? Bă, de ce nu chem un electrician? Dom'le, te rog frumos, vină cu acea costa, cu LED, cu numis și cu niște rezistențe. Că uite, încurge apă de la bateria de la baie. Păi și la ce zic? Bă, ești prostul, n-ai auzit că eu mă ocup cu altele. Mă, mâncă vă șuchii. Păi, cu asta se ocupă și doctorii. Doctorii se ocupă și cu niște chestii care s-ar putea să ne intereseze mai mult, zic, pe aia educați. Sincer, există, din păcate, iarăși, odată cu schimbările și așa, acum 100.000 de ani, când plecam eu prima oară din țară, te mai întreabă... Când erau noi mici. Ăla, da. Tu ce faci? Tu cu ce te ocupi tu? Nu știu. Și aveai tu pe o să spui, I'm an OBGYN, adică sunt obstetrică ginecologie. Ca așa e la România, este o școală comună, este o specialitate dublă. Una e una, alta e alta. Exact, după niște ani, după ce am înțeles care e situația, nu mai vorbea nimeni cu tine, da? I'm an obstetrician. După ce... Păi I'm not an obstetrician. Că... cu acțiunea și alții cu rezultatul, pardon. Exact, da. După aia, dacă ești obstetrician, dar nu ai voie să faci ecografie fetală, că acolo ești fetal specialist. Adică vreau să spun decât că lucrurile s-au rămurit foarte mult și există supra-specializarea. Marea problemă românească pe care eu o spun de fiecare dată. Ce tu nu ești în stare să schimbi și tu întrerupătorul? Ei, dacă te duci într-un anumit cerc și spui că la 9 faci cezariană, la 10 faci histerectomie, la 12 faci colposcopie, la 2 scanezi, nimeni mai vorbește cu tine. În urmă cu vreo, nici vreau să spun sincer, câți ani, ca să nu îi bag în depresie. Din două una, ori spune, băi, ești foarte lacom. Și da, nu vrei să... Mai degrabă de lecomie decât de absența personalului competent pe toate. Băi, le faci pe toate prost. Le faci pe toate prost. Nu, asta e clar. Asta e clar. Da, să știți că românii fac foarte multe lucruri foarte bine. Asta e clar, dom'le, că asta e specializarea. Știi că toată lumea zice, ce bă, păi știi, da, bate acolo, fă acolo, mai dă și tu o pensulă în partea asta, intră, fă o emisiune, lasă-mă ce nu dați muzică, uite-mă să strică ceva. Acum vreo 100.000 de ani, ca să citesc din a intrat un tip la mine în birou care trebuia să mă ajute să instalez ceva pe calculator, eu doar și luasem examenul de director. Și... ce vă uitați mă așa, știți despre cine vorbesc, nu e frumos. Eu nu. Și foarte bine, doamne așa. Ba știți și dumneavoastră, că soția lui e pacientă noastră. De-aia nici nu m-aș vrea să povestesc acum. Și zic, bă, pune-mă și mie pe calculator, uite, programele astea, cu tare, învață-mă și pe mine ce să faci. Bă, vede, dar voi, să mor eu, nu știți nimic, mă, cu calculatorul ăsta. Și eu am luat o foaie de hârtie de culoare și am pus un pic, ce să fac cu asta? Ia fă-mă și tu o poezie.
Păi și ce dracu, eu știu să fac poezii? Păi și eu de unde să știu, mă, să fac calculatoare? Moartea românilor. Fă, mă, dacă e așa de simplu. Unii cântă, alții dansează, alții... Oamenii sunt foarte diferiți. Acum am văzut o chestie despre care am și scris pe Facebook. Cică de ce nu-și găsesc oamenii jumătatea? Păi, bă, frate, suntem 8 miliarde, 3,1 milioane de superbiți de aia de informație în ADN, diferiți total de la unul la altul, amprentele diferite, iriși și diferiți. Te simți ce probabilitate e în 7 miliarde, 999 de milioane, 999 de 1999 să-l nimerești pe ăla. Eventual dacă se poate să stea și la tine în cartier și să nu-ți fie greu să te duci pe la ea. Și mai coboară și ea, nu mai consumăm benzină. Bine, o fată, știu că mergem la cofe. Pe bune, deci sunt... De asta, asta ce spuseai acum confirmă că nu există precedente. Da, ce precedente e, să existe? Fiecare dacă om este special ADN și trebuie diferit. Să-l privești. Da, trebuie să-l privești, să adaptezi. Eu de fiecare dată le spun tuturor, bă, voi să vă gândiți, am două chestii aici, când se duc și se așează pe scaun la doctor. Așa, doctor, păi ce să, ufiși de la curent, ia mă știu un movales de la spondiloză. Bă, vre, în primul rând trebuie să spună el, șmecherii, doctorii șmecheri te provoacă. Dar ați făcut ceva, ați ridicat, aoleu, poți să vă zic că eu întotdeauna, da. Bingo, bagă-mă, aia, arcoxia. Și a doua chestie pe care o am de spus este cu pune-te în situația veterinarilor. Hm? Te duci cu câinele, bă, nu am văzut pe nimeni să întrebe vreun câine, bă, ce faci, mă, ai probleme cu lătatul, te dor corzile vocale, știi că era internat de mult. Mă, câinele nu participă la procesul de vindecare. Știți, eu la... Pare rău că spun asta. Deci da, o maternitate... Eu cred că o maternitate nu e în stare de nimic de una singură. Adică obstetricienii sunt nimic dacă nu au restul. Adică neonatologia aduce o maternitate în față. Plus chirurgia pediatrică, plus cardiologia, cardiopediatria, oftalmologia, pediatria, nu mai stau să spun. Dar neonatologia, adică eu am făcut multe cursuri, am fost pasionată, ideea e că tot timpul am impresia că am doi pacienți și mă interesa și celălalt. Eu sunt tot timpul nelipsită acolo, știu să privesc un, cum să spun, un display de ăsta, cât are tensiunea, cât e frecvența respiratorie, cât e FiO2-ul, cât a urinat, cât a... Imediat dintr-o... Pentru că sunt tot timpul la nou-născuți acolo. Vreau să spun că tot timpul mi s-a părut că medicina veterinară înseamnă cu medicina neonatologie, pentru că literalmente trebuie să știi să-l privești. Nu, trebuie să te da, prinzi, trebuie să-i frate, vezi culoarea, trebuie să-i vezi cum clipește, trebuie să vezi cum îi tremură bărbița aici, care sunt echivalențe convulsive. Trebuie să știi să-l înțelegi fără să-ți vorbească. Da, e groaznic. Și de-aia neonatologii, nu știu, sunt pentru mine un soi de veterinar, să ne înțelegem, mare iubitoare, mare iubitoare de câini și de pisici poantă, și de... Nu știu cât o cădea de dacă, bine, dacă știi, o ducem. Știi că aia mi-e și mie, știi, dar e păcat de Dumnezeu. Eu sunt nebunit după Ricky Gervais, care are... Deci... Alaltăieri mă chinuiam să-i spun fiică-mi să ne uităm împreună a patra oară la Doamne, toate. Doamne, băi, nu te mor saturi, după el. Cât de da. Este, cu așa nu știu, sunt de acord cu tot ce spune. Mulțumesc știu, la fel. Pur și așa simplu, parcă spune ce gândesc așa eu. Așa ar trebui să fie lumea, Doamne, așa ar trebui să vorbim ca să mergem da, înainte. Mor și după acum el. Mi-am adus aminte de, știți care e diferența între pedofil și pediatru? Pedofilul măcar mai iubește copiii, știi? Adică pediatru îi privește. Nu are niciun da, fel de da, chestie. Nu știu, a spus foarte multe lucruri splendide. Da, mai vine splendide. Ștefania Tudorache, pentru că e chiar super, da. Un super interlocutor. Mă bucur. Spune lucruri interesante, curajoase și pline de esență, una peste altă, că așa curajos și în șiudă. Mai poate fi curajos și ca prostul, știi? Și da, să nu se aleagă nimic. Câte minute avem acolo? Mai tăiați tine. Nu. O oră jumătate. Când a trecut? Să lăsați asta. Mi-era frică. Când a trecut? Ce? Că vă vedeți acum? Nu, lăsați-o. Doamne, sunteți un om normal. Da, Doamne, ăștia au dispărut. Nu mai da. Sunt. Că eu de fiecare dată când intru în contact cu uite cum sunteți dumneavoastră. Vorbesc și până la urmă îi spun identific, am acest... Nu e capacitate, e datorată vârstei, că nici măcar nu e din cauza, e datorită vârstei. Identific o doamnă de la distanță și doamna zice, sunt complimentată, nu vă bucurați, v-ați rărit, de-aia mi-e ușor. La fel eu de bine mă să... prind și de când e un interlocutor,
Și nu glumesc. Nu te saturi de vorbă cu Gindrovel Dumitra, nu te saturi de vorbă cu Florin Vrejiu. Bă, frate, stai așa ca la gura sobei, zici, nu că ar fi bunicii mei. Dacă vreți, nu. Deci abia acum spuneți. Acum am voie să spun. Acum spuneți că nu opri. Dar să nu ziceți că nu v-am spus că n-a oprit. Ia. Gindrovel Dumitra este un om excepțional, pe care, încă o dată, eu nu prea stimez oameni mulți, dar pe el, da, din străfundul sufletului meu și, într-adevăr, face fața, foarte multe. Comportamentul, da, incredibil. Glasul, vocea. Tot. Iar Florin, nu știu cum i-ați ales, cine v-a învățat, nu știu. Iar Florin este omul care mi-a stricat mie feng shui, știți cum? Deci m-a durt o gleznă și eu credeam, aveam convingerea până în os că revoluția secolului 21 s-a produs în medicină și anume în imagine. Da, tehnologia evavasa, nu mai vreau să spun, nu știu ce, așa. E imposibil să eu nu pătre. Eu manipulez ecografe care costă cât casele. Bază o costure și le legi cu sfoară, ți-a trecut imediat. Numai eu știu ecografie, numai eu știu să mă uit la ultima falangă. Numai, adică eu obstetricianul, nu eu Ștefania. Da, specialitatea mea, acolo e miezul din dodoașcă. Și m-am dus la asta. Mi-a făcut o ecografie de gleznă ce care a durat o oră jumate. Auzi. Și mi-a arătat, eu dacă n-aveam rutina de a mă uita pe un ecograf, credeam că ce minte, că bagă în ele. Taie, da? Taie, nu, da, se uita după ligament, după arteriuță, după nerv, după cum se ramifică, după, și vorbea cu altul și eu înțelegeam că spune adevărul. Mi s-a părut, Doamne, unde au ajuns ăștia cu ecografia musculoscheletală. Deci vreau să spun că s-a foarte mult s-a progresat în imagine, în tehnologie, AI și așa mai departe, iar el mi-a stricat feng shui. Am plecat de acolo umilită. Am zis, toată imagistica mea fetală. Și, dar parcă nu mai... Am văzut o chiestie mișto într-un film, știi, am văzut și Peaky Blinders, că acum dacă ne cunoașteți, convinți că l-ați văzut, vedeți? Și că vă place, mulțumesc, la fel suntem frați. Și aseară am văzut o chestie într-un, nu știu cum dracu îi zice, și nici nu are importanță. Și îl roagă pe ăia, pe un popă, urma o luptă. Și îl roagă pe un popă să binecuvânteze lupta lor. Și popa, și n-am cu ce, și ia un pahar de whisky, știi, ușor mai plin decât ar fi trebuit, îl dă peste cap și zice, Doamne, taie-le degetele de la picioarele, de la picioare dușmanilor noștri, ca să-i putem identifica după cum șchiopătează. Chiar nu știu. Da, nu rețin asta, pe ăsta l-am văzut mult mai târziu, ăsta pe Netflix, dar Humanity și asta cu Ricky Gervais, mult mai recent. Nu, deci nebun. Mor după Dumnezeu el, pentru că este adorabil. După el și da. După cum spune totul și mai ales o chestie o libertate. Foarte importantă. Băi, frate, îți spun un banc. Cât ești de cretin să te faci că nu e un banc? Ce nu înțelegi, mă, că e un banc? Nu contează, mă, că e vorba despre, te interesează poanta, mă. Pentru că și vin și vă spun, eu scriu umor foarte mult. Și nu scriu, taicu, că nu e, că una peste alta de acolo vin toate. Și de la educație. Umorul este singurul gen literar care se adresează exclusiv creierului. Nu vorbesc despre mine aici, vorbesc despre Ricky Gervais, care are dreptate. Bă, dacă nu înțelegi o poantă și la ce folosește, ea folosește să râzi. Înseamnă că ești foarte prost și atât. Nu că ești negru, nu că ești femeie, nu că ești evreu, nu că ești nu știu ce. Nu, e un banc, mă. Și noi aici suntem. Tu dorai că evrei, că tu ești negru, eu sunt chinez. Asta înseamnă că nu râdem, mă, la o poantă. Nu înseamnă că spune ceva despre unul dintre noi. Nu, e umor. Și dumneavoastră atât. Râdeți pentru că eu sunt foarte valoros. Eu sunt bun. Da. La care l-a rugat. Te uiți la el așa. Te uiți și descoperi cât ești de tâmpit și în câte situații nu te-ai purtat așa cum ar fi trebuit. Hai, pa!